Bună seara, Stella, bun găsit tuturor! Da, așa este, începe lupta pentru finală. Urs tocmai a avut ultima repetiție înaintea show-ului pentru juriu, unde au fost însă mai multe probleme tehnice. În cazul nostru au fost probleme de sonorizare, artistul n-a auzit în căști, așa că au reluat repetiția. Însă probleme tehnice au reclamat și alte țări, motiv pentru care s-au reluat repetițiile pentru încă 4 țări, lucru mai puțin obișnuit la Eurovision. Însă chiar și așa, jurnaliștii acreditați și fanii Eurovision îl dau ca și calificat în marea finală pe Urs. Mâine seară România va intra cu numărul 13 în concurs și sperăm să fie totuși un număr cu noroc pentru noi. Au rămas 18 țări în a doua semifinală și doar 10 locuri în marea finală, așadar concurența este puternică. Mâine seară vor putea vota doar fanii din țările participante, în cazul nostru cu excepția României, bineînțeles, cu excepția românilor. Show-ul va fi transmis în direct mâine seară la TVR1 și TVR Internațional.